Mulți dintre noi știm despre Elveția, mai ales în al doilea război mondial. Mulți dintre noi, mulți dintre noi știm despre elveția, mai ales în al doilea război mondial, că a fost o țară neutră. Știm despre ea în al doilea război mondial pentru că a fost cea mai recentă conflagrație mondială. Însă se pare că elveția a, și-a păstrat neutralitatea de mult, mult timp. Cei pasionați de istorie dintre noi ne-ar putea spune că această politică e autoimpusă, permanentă și înarmată. Nu înseamnă că Elveția nu are o armată, doar că e neutră. Uh, armata e menită să asigure securitatea externă a țării și să promoveze pacea. Elveția, era, uh, El Elveția are cea mai veche politică de neutralitate militară din lume. Nu a participat în niciun război străin, de când neutralitatea ei a fost instituită prin tratatul de la Paris din 1815. Foarte interesant. Așa că în al doilea război mondial, ei au doborât avioane și de ale axei și de ale aliaților. Oricine trecea peste spațiul lor aerian era doborât sau forțat să aterizeze. Dar a îngrijit și soldați de-ai axei și soldați de -ai aliaților în stațiunile lor montane că turismul nu era cel mai în floare în al doilea război mondial um, poate că în politică poți fi neutru în politica internațională, situațiile sunt complexe și complicate, așa că mai bine rămâi echid instant. le dai și unora și altora îi îngrijești și pe unii și pe alții dar oare în sfera spirituală poți să rămâi neutru? unii ar putea argumenta că da și poate că s-ar numi atei dar postura lui Isus în Evanghelie e următoarea. Într-o conversație cu ucenicii lui, cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Cine nu strânge cu noi, risipește. Aș vrea în dimineața asta să ne uităm în ultimul paragraf din prima epistola lui Petru și să citim începând cu versetul 8. Întâia Petru, capitolul 5, începând cu versetul 8. Fiți treji, vegiați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus, vă va desăvârși El însuși. Vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. A lui este puterea, în veci. Amin. V-am scris pe scurt aceste lucruri prin Silvanos, pe care îl consider un frate credincios, pentru a vă încuraja și pentru a depune mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneți în el. Cea din Babilon, adică Biserica, aleasă împreună cu voi, vă salută. Și de asemenea și Marco, fiul meu. Salutați-vă salutați unii pe alții cu un sărut al dragostei. Pace vouă tuturor ce, celor ce sunteți în Hristos. Doamne Tată, care ești în ceruri, um, îți mulțumim că l a inspirat pe uh, Sfântul Apostol Pavel, uh, Petru să scrie această scrisoare și îți mulțumim pentru aceste cuvinte. Am vrea ca în dimineața aceasta să ne conștientizezi de um, terenul, de luptă pe care trăim, de apele în care ne scăldăm. Și nu numai atât. te rugăm să uh, ne revelezi care e postura noastră în, în acest teren de bătălie. Uh, îți mulțumim că ești cu noi și îți mulțumim că harul tău și chemarea ta la, la veșnicie e una reală și e una plină de putere. În numele Lui Iisus. Amin. În versetul 7 din paragraful anterior, Uh, Petru spune, aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui îi pasă de voi. Un creștin fără griji nu este un creștin neglijent. Mai zic asta o dată. Un creștin fără griji, pentru că le aruncă asupra Lui Dumnezeu, nu e un creștin neglijent. Iar creștinii trebuie să fie mereu atenți, pentru că, pentru că suntem în mod constant implicați într-un război spiritual. Nu există neutralitate în războiul spiritual. Fie ești de o parte a baricadei, fie ești de cealaltă. Și poate cel mai important aspect în luptă e, în primul rând, să-ți cunoști adversarul. Să nu-l subestimezi și să nu-l supraestimezi. Iar poate al doilea cel mai important lucru este să știi ce ai de făcut. Să știi care sunt resursele pe care te poți baza, pe cine te poți baza. Așadar, în primul rând, cine este. Dușmanul. Și aici uh, o să am trei subpuncte. Uh, diavolul. Așa că respectați-l, e periculos. Cine e dușmanul? Marele prefăcut. Recunoașteți-l. Cine e dușmanul? Marele înfrânt. Împotriviți-vă lui. Haideți să le luăm pe rând. Cine e dușmanul? Diavolul. El e un dușman periculos, așa că respectă -l. În Vechiul Testament, Satan este acuzatorul, este avocatul acuzării înaintea lui Dumnezeu, dușmanul, cum îl numește Petru aici. În tradiția iudaică, Satan acuză poporul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu zi și noapte. Avem imaginea aceea din cartea Iov, unde Fiii lui Dumnezeu vin în, casa, în, în, în sala tronului lui Dumnezeu și Satan îl părăște. Pe Iov, de fapt, nu prea are să impute multe, uh, pentru că Iov e un om credincios și vertical, însă începe să bage strâmbe. Și din cartea asta, rabinii iudaici, uh, evrei, au recunoscut că Satan caută mereu, prin orice mijloace, să întoarcă poporul lui Dumnezeu de la adevăr la apostazie. Dar puterea lui e limitată. Pentru că el trebuie să-i ceară socoteală, să-i dea socoteală lui Dumnezeu de tot ce face. Manuscrisele de la Marea Moartă numesc vremurile acestea rele ale autorilor, dar implicit și ale noastre, Domnia lui Satan. Iar Isus însuși îl numește Dumnezeul veacului acestuia. Să mai continui? Satan e un dușman periculos. El e un șarpe care poate să te muște când te aștepți mai puțin. El e Distrugătorul, un alt nume din scriptură. Dispune de o inteligență sclipitoare și o mulțime de demoni îl ajută în atacurile lui împotriva poporului lui Dumnezeu. Eu, ca om, și sunt recunoscător tatălui meu probabil pentru asta cel mai mult, mă descurc să fac multe lucruri cu mâinile mele. Îmi place să lucrez cu mâinile. Dacă nu mă știu, mă bag totuși și poate mă prind pe parcurs sau mă uit pe YouTube și îmi dau seama că se face și o fac până la urmă. Și așa că undeva eram destul de tânăr, aveam vreo 19-20 de ani și se mutase în țară o tânără misionară din Statele Unite, era într-o chirie nouă și, și aranja câteva lucruri prin casă, m-a chemat să o ajut și eu cu câteva chestii la care mă pricepeam. Um, și am început să lucrez la o priză din bucătărie. Am luat siguranțele jos, erau de alea pe care le învârți, Uh, și am stat pe vine și lucram la nivelul ochilor la priza respectivă. Am desfăcut uh, fain frumos și la un moment dat cu cleștele, care nu era izolat, uh, am prins de un fir. Și dintr-o dată acolo pe vine am început să țip necontrolat, -a -a -a", să mă scutur din tot trupul meu. Și ce mi-aduc aminte în momentul următor era că eram în capătul celălalt al bucătăriei. Mușchii picioarelor s-au contractat și m-au aruncat. Dincolo. A venit ea repede speriată ce s-a întâmplat. Proprietarul fura curent. Așa că un cablu trecea prin spatele panoului de siguranță și prizele încă erau armate. Exact. Note to self. De atunci am luat șurubelniță de-asta cu tester să vezi dacă este curent în priză Bun. Cineva urmărind un electrician care instala un panou electric imens, i-a zis: Băi, mă, mă uimește cu cât calm lucrați voi electricienii când aveți de-a face cu atâta putere acolo. Primul lucru pe care i a zis electricianul a fost așa. Da, da, da. Dar trebuie să respecti curentul. Pentru că e puternic. Dacă îl respecti, poți să-l manipulezi în siguranță. Satan e un dușman formidabil. Nu trebuie să glumim despre el, nu trebuie să ne jucăm cu el, nu trebuie să-l ignorăm. Nu trebuie să-i subestimăm puterea sau abilitățile. Trebuie să fim treji și să ne ținem mințile alerte, spune Petru aici. Să fim în controlul minților noastre în conflictul cu Satan. Parte din această stare de atenție include și a nu-l învinui pe Satan pentru tot ce mișcă în țara asta, râul Ramul. Unii văd câte un demon după fiecare tufiș și îl învinuiesc pe cel rău pentru durerile de cap, pentru pana de, roata, pana de la roata a mașinii sau pentru chiria prea mare. Să nu uităm că trăim într-o lume căzută. O lume care nu funcționează așa cum Dumnezeu a intenționat-o. Nu îl estima, dar nici nu îl supraestima. În Al doilea rând, cine este dușmanul? Marele prefăcut, așa că recunoaște-l gândându la momentul ispitirii din grădina Eden, satan e un adversar subtil. De aceea trebuie să fim mereu vigilenți, mereu în gardă. Strategia lui e adesea să falsifice orice face Dumnezeu. Iisus spune în Matei 13, în pilda Neghinei, descrie cum Dumnezeu, stăpânul ogorului, merge și seamănă grâu. Și apoi în timpul nopții vine vrășmașul și seamănă neghină. În această pildă, oriunde Dumnezeu plantase un creștin autentic, Satan venise în urmă și plantase câte un prefăcut. El ne poate înșela. Dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, care este cunoscut și drept cuvântul adevărului, și dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este cunoscut ca și Duhul adevărului. Găsiți asta în Ioan de la uh, 14 la 16, în Epis Evanghelia lui Ioan. Cu cât cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai ascuțite ne vor fi simțurile spirituale și vom putea să detectăm schemele și minciunile celui rău. Trebuie să creștem în discernământ pentru a putea testa duhurile și a cunoaște duhul adevărului și duhul de înșelăciune. Leii Uh, erau văzuți ca cele mai feroce dintre animalele sălbatice. Uh, versetul 8 zice aici: Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. Odată cu scrierea Psalmului 22, unde în versetul 13 spune: Își deschid gurile să mă înghită precum un leu care rage înainte să-și înghită prada, lei în cultura iudaică au ajuns să fie văzuți ca simbolul vrăjmașilor, dușmanilor poporului lui Dumnezeu. În vremea împăratului roman Nero, creștinii chiar au fost aruncați ca pradă în fața unor lei vii, la propriu, pentru delectarea mulțimilor romane. Dar, dar, să nu ratăm un cuvânt mic de aici, care e o conjuncție. Ca. Umblă ca un leu care rage. Dar o să revin la asta puțin mai târziu. Satan e, e, nu e un înger de lumină, dar poate să se dea drept un înger de lumină, ne spune Scriptura. El nu e Dumnezeu cu dâmare, dar, e, dar a convins suficienți îngeri și oameni că e ca Dumnezeu. Satan nu știe totul și nu este peste tot, însă mulți cred asta. Nu e biruitor, e înfrânt, dar înșelăciunile lui funcționează. Iar unii sunt paralizați la gândul că el le stă împotriva. Nu știu dacă ați văzut filmul Catch Me If You Can, Prinde Mă Dacă Poți, probabil în română, cu Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Bun film, după o poveste reală. Uh, Frank Abagnale era un tânăr ai cărui părinți, pe la 15-16 ani, au divorțat. Și ca să le atragă atenția, el a început să se dea drept tot felul de. Personaje inventate de el um, ca, și, și, în felul acesta, fraudând, de fapt, sistemul bancar din Statele Unite. Între 16 și 21 de ani, se preface că este medic, avocat, pilot de avion, toate astea fără diplomă, fără nimic. Își falsifică documente după documente, profesor universitar. El lovește din nou și din nou sistemul bancar cu cecuri false. În ăștia 4-5 ani, el cauzează ca singură persoană o daună de 2,5 milioane de dolari. Doar trăind pe picior mare, ca tânăr adolescent. A devenit un artist al înșelăciunii, atât în persoană cât și prin cecurile fără acoperire pe care le scria și le încasa. Dar cum minciuna are picioare scult, scurte, Carl Hanratty, jucat de Tom Hanks, îl prinde în Franța, printând, și-a făcut o imprimerie întreagă unde își printa cecurile astea și alte documente false. Înțelegi tu cine ție e dușmanul? Carl uh, l-a prins studiindu-l ani de zile și urmărindu-i tiparele de deplasare. Înțelegi tu cum te înșală cel rău? Cunoști adevărul Scripturii suficient de bine încât să nu fii ușor de deturnat în gândire sau în acțiuni de minciunile Lui? Ești mai intimidat de Satan decât de Dumnezeu? Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, probabil că răspunsul e da. S-ar putea chiar să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii născut din nou, să fii înțeles Evanghelia, și totuși să fii înșelat în gândirea ta și să-l supraestimezi pe cel rău. S-ar putea să-l subestimezi pe cel rău. Dacă Isus s-a opus ispitirilor lui Satan citind Biblia, cu atât mai mult ar trebui și noi să o cunoaștem ca să putem să-i rezistăm celui rău. Apoi al treilea subpunct. Cine e dușmanul? Marele înfrânt. Așa că împotrivește te. Petru zice aici, fi străși, vegheați, dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită, împotriviți-vă lui tari în credință. Hmm. Versetul 11, a, Petru folosește cuvântul kratos, aici când, când, zice despre, când izbucnește în acea doxologie la, des, la adresa lui Dumnezeu. A lui să fie puterea în veci, amin, a lui Dumnezeu, nu Acelui rău. El, termenul acesta, nu se referă neapărat la putere brută, care ar fi fost un alt cuvânt uh, în, în limba originală, ci la autoritatea de conducător, cu care, care e indisputabilă și care, în cele din urmă, dictează cum se întâmplă lucrurile. Și îl vedem pe Satan cerându-i voie în situația lui Iov. El spune în esență că puterea a tot stăpânitoare lui Dumnezeu garantează biruința pe care creștinul o va avea în confruntarea cu dușmanul lui, cu satan. Și acum aș vrea să vă duc așa printr-o tiradă de adevăruri biblice care, care, reflectă relația, raportul dintre Dumnezeu și satan. Isus e mai puternic decât satan. Ioan 14. Isus a venit să distrugă lucrările celui rău. 1 Ioan 3, tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Text din Scriptură. Apoi, el a fost înfrânt de Iisus prin moartea lui pe cruce. În Coloseni se spune că el ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a dus în împărăția Fiului Său prea iubit. Apoi, Iisus prevede înfrângerea lui Satan atunci când zice, l-am văzut pe cel rău, căzând din cer cu mulțimile lui de, de îngeri. Agenții lui Satan sunt de asemenea înfrânți, tot în Coloseni. Satan e înfrânt de creștinii autentici. Apocalipsa 12. Ei l-au înfrânt prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Satan și demonii lui vor fi distruși, tot în Apocalipsa și în Roman 16. Și, în ultimul, în ultimul rând, dar destul de important, destinul lui final. Va fi chinul veșnic. Iadul, cum e cunoscut popular. Diavolul care îi înșela, tot în Apocalipsa 20, a fost aruncat în lacul de foc și pucioasă, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Flash news. Satan nu e șef în iad. Știu că am mai zis asta, dar odată la un an, doi, trebuie să ne aducem aminte asta. Deși e portretizat în felul ăsta în cultura populară, Satan nu e șefăniat. Dumnezeu e. Iar acolo, Satan va da socoteală și va plăti pentru tot ce a făcut împotriva lui Dumnezeu și împotriva creației lui Dumnezeu și împotriva coroanei creației lui Dumnezeu, care este omul. Foarte tare. În toate filmele de acțiune bune, și uneori astea mai, mai de imaginație, mai la stăpânului Inelelor, Narnia um, sau Avengers, um, Tensiunea crește de-a lungul filmului până când ajunge la un moment de apogeu. Independence Day. Da? Uh, crește până la un punct de apogeu și acolo se întâmplă ceva, eroul principal face ceva radical care slăbește din temelie puterea vrăjmașului. Că aruncă inelul în lava de pe muntele Doom. Um, că Will Smith merge cu Bomba aceea atomică în The Mothership, în, în nava aceea din spațiu, și explodează nava din spațiu. Eroul face ceva care, în mod radical, slăbește și după aceea scena se întoarce la, sau filmarea se întoarce la scena de bătălie. Și noi știm că s-a întâmplat ceva cohortele celui rău încă luptă cu maximă îndrăjire și cred că vor avea biruință, dar noi de așteptăm să vedem în ce mod exploziv regizorul va, va trânti de pământ toate armatele celui rău. Corect? Ei, Biserica lui Hristos și creștinii trăiesc în alea câteva zeci de secunde dintre dușmanul e frânt e tăiat de la rădăcină și a, mai zvâgnește un pic înainte să cadă toate navele la pământ. Doar că la noi e expandat, zecile alea de secunde din filme sunt expandate la 2000 și de ani uh, în istoria creștinismului. Dar dacă asta vă ajută să înțelegeți care e punctul în istoria răscumpărării în care trăim ca și creștini, atunci a, a meritat ilustrația. Experiența noastră ca și creștini, angrenați în lupta spirituală, era unora care trăiesc într-un astfel de interludiu, între înălțarea lui Isus la cer și revenirea lui în glorie, plin de putere, gata să să uh, judece și să administreze uh, dreptatea. Noi tr trăim în perioada aceasta de câteva zeci de secunde. Dușmanul nostru, diavolul, e înfrândeja. Dacă suntem în tabăra lui Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem. Avem motive să fim în gardă, dar nu terifiați. În același timp, cum spuneam mai devreme, dacă nu ești în tabăra lui Dumnezeu, ai toate motivele să te îngrijorezi legat de viața ta. Și mai ales de destinul tău veșnic. Miza nu e doar binele sau răul din lumea asta. Miza e însuși sufletul tău. Iisus spune în Evanghelia lui Matei, în capitolul 16, și la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului urmează să vină în slava tatălui său împreună cu îngerii lui și atunci va răsplăti fiecăruia, inclusiv lui Satan, inclusiv mie și ție, după faptele lui. În al doilea rând, cu încă vreo trei sub puncte. Ce trebuie să facă creștinul în lupta spirituală? Cum ar trebui să ne poziționăm în această luptă ca și copii ai lui Dumnezeu? În primul rând, creștinul trebuie să vegheze, să fie treaz. Asta spune Petru aici. În al doilea rând, creștinul trebuie să îi se împotrivească în mod activ cu o credință fermă. Și în al treilea rând, creștinul trebuie să fie plin de speranță. Haide să le luăm și pe astea pe rând. Cuvântul fi treaz, deci creștinul trebuie să vegheze, să fie treaz. Cuvântul fi treaz se repetă și în uh, capitolul 1, cu versetul 13 și în capitolul anterior, în capitolul 4. Iar acest vegheați, fiți în stare de alertă, e foarte similar cu avertismentul lui Isus din grădina Ghețiman, când se duce să se roage. Și zice: Eu mă duc acolo să mă rog, voi stați aici, și vegheați în rugăciune. Și Petru n-a ascultat. Iisus vine înapoi și zice, a, da, înțeleg, Duhul e plin de râvnă, dar trupul e slab. Însă pe Petru și pe ceilalți i-a costat mult nevegherea în momentele acelea. Și Petru, după zeci de ani, scriind această epistolă, folosește exact cuvântul acela când zice, stați treji și vecheați pentru că dușmanul vostru, diavolul. Și și acolo Iisus îl avertizează pe Petru și pe ceilalți și zice, Petre, Satan v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, ci când te vei întoarce să întărești pe frați. Așadar, această stare de veghere, de alertă, e ceea ce poate învinge ispita, spune Petru. Opusul acestei stări de veghere e un fel de Amețeală spirituală în care vedem și reacționăm la situații în același mod ca necredincioșii, sau cu reacții întârziate. Iar perspectiva lui Dumnezeu asupra fiecărui eveniment experimentat de noi nu e pe radarul nostru. Nici măcar nu ne gândim, oare Dumnezeu ce vrea să facă în mine prin asta? Biserica căreia uh, Petru îi scrie e persecutată. În mijlocul lor e o încercare ca de foc. Și prin încercările alea, Satan încearcă să-i deraieze, dar Petru le spune: Vegheați. Motivul acestei chemări la veghere și limpezime în gândire îl reprezintă pericolul atacurilor din partea dușmanului nostru, care dă târcoale și rage precum un leu. Metafora e aptă, pentru că leul care iese la vânătoare atacă brusc, atacă brutal, atacă violent și adesea când victimele sunt. Inconștiente de prezența lui. Dacă v-ați uitat pe National Geographic sau alte, vine și se apropie super mult prin tufișuri de victimă, până când declanșează atacul final. Apoi, atacul vine de obicei în cea mai vulnerabilă zonă a corpului victimei, de obicei în zona gâtului. Leul e abil în a evita copitele victimelor sale sau coarnele, dacă victima e dotată cu astfel de. Um, instrumente de apărare. De altă parte, dacă victima cu astfel de arme defensive e gata de contraatac, leul poate fi foarte rănit sau chiar descurajat de la a mai vâna acel animal. Asta ne aduce la următorul punct. Următorul imperativ al lui Petru. Creștinul trebuie să îi se împotrivească cu o credință fermă. Împotriviți-vă, împotriviți e un alt imperativ folosit de Petru aici. În Isus, credincioșii au puterea de a se opune, de a rezista răului și celui rău. Iacov, uh, un alt apostol, frate de al Domnului Isus Hristos, uh, lansează aceeași poruncă în capitolul 4 din epistola lui, de a se împotrivi diavolului, dar e urmată de asigurarea că dacă ne împotrivim diavolului, zice, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Foarte interesant. Nu trebuie să facem mare lucru, ci doar să stăm pe poziții de împotrivire, de rezistență. Hashtag rezist n-a fost inventat în piața Victoriei, a fost inventat aici. Aici însă acest imperativ e conectat cu suferință și persecuție continuă, experimentată de credincioși din întreaga lume. Victoria asupra diavolului nu înseamnă absența suferinței. Înseamnă de jucarea schemelor sale de a ne îndepărta de la Dumnezeu. De a ne face din nou să ne îndoim de caracterul bun, drept și perfect al Lui Dumnezeu. Așa cum au făcut Adam și Eva. A fi biruitori în lupta cu Satan. Terenul luptei spirituale e aici și e aici. Pavel zice, noi nu luptăm cu, uh, cu carne și cu, uh, cu lucruri fizice, cu sânge, și luptăm cu forțe spirituale. Două aspecte m-au surprins aici. În primul rând, metoda recomandată pentru a lupta împotriva lui Satan e împotrivirea. Pe de altă parte, când avem de-a face cu poftele firii pământești, poftele firii, Pavel, în scrie lui Timotei, fugi, exact ce, ce citam pentru Victor în dimineața asta, fugi de poftele tinereții. Când e vorba de Satan, zice, nu, nu fugiți, nu vă întoarceți spatele la el. Stați, rezistați împotriviți-vă lui, pentru că Dumnezeu este de partea voastră. Ioan spune în prima sa epistolă că aceasta este dragostea lui Dumnezeu, să păzim poruncile lui. Și poruncile lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și ceea ce a adus victoria asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Unde aici, lumea, e sistemul corupt care există sub Dumnezeul veacului acestuia, sub satan. Al doilea aspect care m-a surprins e argumentarea lui pentru a sta ferm în credință. Nu știu voi, dar mă așteptam ca împotriviți-vă lui tari în credință să fie continu continuată cu știind că Dumnezeul oricărui har va a chemat la glorie și vă va întări și vă... Dar nu, argumentația lui Petru merge așa împotriviți vă lui ferm în credință, tare în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași încercări. Păi și cum exact suferința lor și luptele lor mă încurajează pe mine să rămân tare în credință împotrivit numai. E o încurajare din normalitate. Stați liniștiți, nu experimentați nimic deosebit. Ceea ce voi experimentați e aceeași e același lucru pe care toți frații voștri îl experimentează. E normal pentru viața creștină să fii expus atacurilor celui rău. Toți frații voștri trec prin asta, așa că împotriviți-vă. Dumnezeu e de partea noastră. Și tema asta apare și în capitolul anterior, în capitolul 4 din Petru. O serie de aplicații acum. Nu încerca să te împotrivești lui Satan în felul tău. Înarmează-te cu Scriptura și împotrivește-te ca Isus. Isus spunea și data trecută, deși era Dumnezeu însuși, e Dumnezeu însuși, când a fost ispitit în pustie, l-a înfruntat cu Scriptura. Dacă Isus a trebuit să citeze Scriptura ca să îi se împotrivească celui rău cu cât mai mult noi. Apoi, să nu crezi niciodată că tu ești singurul care se luptă. Când te simți când ne simțim atacați în anumite zone vulnerabile din viețile noastre, tendința e să ne ascundem. Să credem că suntem siguri, că doar nouă ni se întâmplă chestiile astea. Iar prin aceasta, de fapt, ne facem și mai vulnerabili. Tot pe National Geographic, lei de obicei izolează pe cei slăbiți sau pe cei vulnerabili, pe cei micuți și după aceea declanșează atacul final. Înainte de asta e hărțuire. Așa că, haideți să nu neglijăm strângerea noastră la oaltă știind că și alți ucenicii lui Isus se lui Satan în domenii similare din viață, ne încurajează să mărturisim, iar prin aceasta, de fapt, slăbim puterea păcatului în viețile noastre. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții și să ne încurajăm unii pe alții în Domnul și trebuie să ne aducem aminte că victoriile noastre personale îi vor ajuta și pe alții, la fel, la fel cum victoriile altora ne ajută pe noi. Așadar, nu ezita să împărtășești atât eșecurile tale, cât și victoriile tale. Ca biserică avem și alte cadre în care ne întâlnim. Comunitățile misionale sunt niște grupuri care se întâlnesc în living, în, în sufrageriile noastre de prin tot Bucureștiu. Ne întâlnim 8 la 15, 16 oameni și stăm de vorbă despre lucrurile astea. Și ne mărturisim luptele și ne mărturisim eșecurile. De asemenea, avem un alt cadru numit grupuri mici unde se întâlnesc 3-4 femei, 3-4 bărbați și discută tot despre lucrurile astea, și sunt cadre în care învățăm unii de la alții, atât din victorii cât și din eșecuri, în care ne expunem așa cum suntem, ca să slăbim puterea celui rău și să nu ne mai simțim singuri în luptele pe care le ducem. Atât Petru cât și Iacov ne dau, Iacov ne dau aceeași formulă de succes în luptă. Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu. Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu, împotriviți-vă de și el va fugi de la voi. Înainte să putem rezista lui Satan, trebuie să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, ce trebuie să facă creștinul în această luptă spirituală? Creștinul trebuie să fie plin de speranță. Chimarea la perseverență în mijlocul bătăliei, e însoțită de doctrina protejării de către Dumnezeu a sfinților Săi. El e Cel care ne ține. De vreme ce Dumnezeu ne-a chemat să fim parte la gloria veșnică a lui Isus Hristos, ne putem baza pe El că ne va și duce acolo în siguranță. Vedeți, acest text ne aduce aminte că Evanghelia creștină nu e doar ABC-ul creștinismului, ci e A la zetul creștinismului. Vă va echipa, aici intră în versetul 10 pe final, intră într-o serie de, de, de verbe care descriu acțiunile lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de cei credincioși. Și zice, Dumnezeul oricărui har care va a chemat la slava lui veșnică, în Hristos Iisus vă va desăvârși El însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. Acest vă va echipa, descrie modul în care corăbile din perioada aceea erau, erau reparate, erau restaurate, erau petecite într-un fel după o furtună foarte puternică pe mare sau după o bătălie. Ideea e că suferințele și atacurile celui rău care însoțesc suferințele pot părea dificile, însă nu vor dura mult timp prin comparație. Știind că frații din, voștri din întreaga lume... Versetul 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, vom intra în atelierul lui Dumnezeu din glorie și ne va, ne va restaura. Um, pe scurt, toate pierderile și pagubele vor fi restaurate, toate rănile vor fi vindecate, toate relele vor fi îndreptate. Și aici nu vorbim de experiența noastră în lumea de aici și de acum ci vorbim de experiența în care Dumnezeu ne invită prin Isus în gloria sa. Sfântul Apostol Pavel formulează în a doua Corinteni lucrurile în felul următor. Căci necazul nostru, ușor, și, ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație. A doua Corinteni, capitolul 4. La nunta fratelui meu, am plecat la sala unde avea să fie ceremonia și recepția, din casa bunicului nostru, care pe 14 februarie va împlini 97 de ani. Atunci avea doar 83. Și soția lui trăia, a murit la 92 de ani, bunica, credincioși de peste 60 de ani, amândoi, la momentul acela. Înainte să ieșim de sub acoperișul lui, ca patriarh al familiei noastre, om credincios, cum ziceam, de 60 de ani, s-a rugat pentru miri. Și realismul cu care s-a rugat m-a urmărit ani de zile și încă mă urmărește. În momentele acelea pline de încântare și frumusețe și speranță și așteptări, unele probabil nerealiste, el s-a rugat așa. Și fraza asta mi-a rămas în minte. Doamne, ai milă tu de ei și întărește-i. Viața e scurtă și plină de necazuri, de dezamăgiri, de greutăți, de pierderi. Dar ajută-i să rămână aproape de tine. Om care a fost patru ani jumate prizonier de război în Rusia, în Siberia, uh, care a stat și pe la închisoare sub comunism, care, 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 care. Și a avut nouă copii din care au supraviețuit șase. Well, se poate ruga în felul acesta un astfel de om. Nu știu dacă ați observat, dar mai devreme am lăsat o iță nelegată. Probabil că am lăsat mai multe. Și în, în toată secțiunea de final v-am scris pe scurt acele, aceste cuvinte despre Silvanus și Marc și cum Dumnezeu a lucrat sau în relațiile dintre ucenici, încă în Biserica Primară, unde Pavel s-a certat cu Marcu și Barnaba din cauza lui Marcu și. Până la urmă, Pavel îl cere pe Marcu să vină la el, că îi va fi de mare folos. Și acum, acest Marcu e sub Petru și scrie Evanghelia lui Marcu din poveștile lui Petru despre Isus. Și acest Silvanus, cu care Pavel pleacă în misiune după ce se ceartă cu Barnaba, acum e alături de Petru, pentru că Pavel probabil a fost deja decapitat foarte fain mediul ăsta al bisericii primare și cum Evanghelia a restaurat relații după relații. Dar n-am timp să intru acum în asta. Ziceam mai devreme că Satan, spune textul, umblă ca un leu, dar nu este un leu. Asta pentru că în Apocalipsa, capitolul 5, un alt apostol spune așa, și o să citez aici destul de mult din Apocalipsa, capitolul 5, începând cu versetul 1. În mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii. Am văzut un înger puternic proclamând cu glas cine este vrednic să desfacă sulul și să-i rupă sigiliile. Dar nimeni. Nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el. Am plâns mult, pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul și să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni a venit lângă mine și mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins și este vrednic să desfacă sulul și cele șapte sigile ale ei. Dar când se uită mai bine, Ioan zice în versetul 6: M-am uitat din nou și am văzut un miel care părea junghiat. Stând în mijlocul tronului și al celor patru ființe vii și printre bătrâni, avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg Pământul. El a venit și a luat sulul în mâna lui dreaptă, de la cel ce ședea pe tron. Când mielul a luat sulul, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni au căzut la pământ cu fața la pământ înaintea lui. Dacă vreți o imagine de putere, de autoritate, citiți capitolul ăsta din Apocalipsa. Nu Satan e puternic, de aia Petru izbucnește la finalul, în versetul 11, a lui este puterea, pentru că el ne va întări, el ne va satornici, el ne va sprijini, el ne va desăvârși. A lui este puterea, el învinge în final. E bine, acest miel ne dă nouă dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu prin credința în el. Așa că în momentele următoare, cu toți aceia care și-au pus speranța pentru viața veșnică în el, a căror viață a fost transformată din temelii de jertfa lui Isus pe cruce, în locul lor, vom lua din pâine și din vin, aducându-ne aminte de trupul lui frânt pentru noi și de sângele lui vărsat. Prin ele, Domnul Hristos ne-a dat biruința și promisiunea vieții veșnice. Dacă nu crezi că Isus e Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatul tău, dacă viața ta nu dă dovadă de puterea transformatoare a Evangheliei, te încurajez mai degrabă să rămâi așezat în momentele următoare și să te gândești la lucrurile acestea. Și chiar și dacă ești un ucenic al lui Isus, dar în momentele acestea îți aduce aminte de vreun conflict nerezolvat, vreau să te descurajez să iei din pâine și din vin. Pavel zice să nu luăm în chip nevrednic din simbolurile jertfei lui Hristos. Așadar, în momentele următoare, înțelegând ce am zis mai devreme, aș vrea să invit pe băieți aici în față, să ne ridicăm pe rând, să luăm, ne vom așeza și vom sta câteva momente în contemplare și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, după care vom lua cu toții împreună, toți odată, după ce mă voi ruga eu. Vă invit să veniți.